Inconștiență la volan pe un drum din Bihor, un șofer de tir beat a fost la un pas să provoace o tragedie. Bărbatul mergea cu mastodontul pe contrasens, în timp ce alți participanți la trafic îl claxonau în speranța că îl vor determina să oprească. Într-un final, șoferul a oprit tirul, iar doi martori au reușit să îi ia cheile ca să nu plece înainte de sosirea polițiștilor. Imaginile filmate de la bordul unei mașini aflate în spatele autotrenului arată cum mastodontul intră de nenumărate ori pe sens opus. Șoferul este claxonat și primește flash-uri din partea celorlalți participanți la trafic, care reușesc la secundă să se ferească din calea lui, dar nimic nu pare să-l tulbure. Slalomul autotrenului durează secunde în șir. Într-un final, șoferul tirului trage pe dreapta. Individul în vârstă de 42 de ani din Belarus este asaltat de alți doi bărbați care, într-un moment de neatenție, reușesc să-i sustragă acestuia cheile din contact. La sosirea echipajelor de poliție, șoferul inconștient a fost verificat cu aparatul alcool test, iar în urma evaluării a reieșit că avea o alcoolemie de 1,38 în aerul expirat. Pe numele șoferului de tir a fost deschis un dosar penal. El va fi cercetat pentru că a condus băut, faptă care l-ar putea costa ani grei de stat în închisoare.